Bilanț provizoriu. Emisiune realizată de Nicola Don. Bună dimineața tuturor, bun venit din nou la un bilanț provizoriu al actualității săptămânii, semnat astăzi de unul dintre oamenii care a fost cap de afiș al acestei actualități, Gelu Voican Voiculescu, fost viceprim-ministru în guvernul provizoriu Petre Roman în perioada decembrie 89-iunie 90. Joi, asta e actualitatea caldă, Procurorul General a cerut aviz președintelui Iohannis pentru cercetarea domnului Voiculescu în dosarul Mineriadei din iunie 90. Deci, domnule Voiculescu, dosarul a fost redeschis aici în România, nu aș vrea să facem o analiză juridică plicticoasă pentru mulți și inutilă pentru și mai mulți asupra rațiunilor juridice care au dus la această decizie, vreau să vă întreb numai dacă vi se pare normal ca faptele comise atunci să fie judecate chiar și după 25 de ani. În primul rând că se induce o aparență, ca să nu spun chiar o falsă reprezentare, și anume că în sfârșit, după 25 de ani, justiția va face lumină în dosarele evenimentelor 13-15 iunie și subliniez expres pentru că a vorbit despre Mineriada din iunie 90 este parțial. Există evenimentele din 13-15 iunie. Mineriada e în 14-15 iunie, o consecință a lui 13 iunie. Deci nu putem decupa. Poate și de piața universității, nu la vă referiți și la ocuparea pieții universității și la colirea ei prin forță, probabil. Păi, când spuneți că Mineriada e parțial, nu? Haideți da, să reluăm evenimentele. Dacă vreți să ne întoarcem la 20 mai... Vă rog, eram amândoi acolo. S-au pierdut alegerile. La 24 mai, Corneliu Coposu... S-au câștigat alegerile de către regimul... De către opoziție, nu. Spuneam în ideea că urmam cu Coposu. Deci Coposu, în urma pierderii alegerilor, a anunțat public că protestul de la piața universității încetează. Imediat în aceeași zi, mai multe asociații studențești au anunțat și ele că se retrag. Ceea ce a mai rămas în piața universității, blocând circulația încă din 22 aprilie 90, au fost numai elemente marginale, tot felul de oameni fără căpătâi, puși pe dezordine, țigani și așa mai departe. Erau seară de seară, erau sute mii de bucureșteni care veneau totuși. Vorbim de sfârșit de ocupații. După 24 mai până în 13 iunie nu mai rămăseseră decât aceste rămășițe cu totul și cu totul nesemnificative din punct de vedere al unei atitudini politice. Exact. Ei erau și atunci acolo, de ce a trebuit să vină forța pentru că, în continuare, minerească ca să-i scoate din piață? Nu, vedeți, iarăși, minerii n-au scos pe nimeni din piață. La 13 iunie, după ce în 11 iunie au fost negocieri cu reprezentanții celor care mai ocupau încă spațiul respectiv, la guvern, ei au promis că se vor retrage. Când acești reprezentanți s-au întors în piața universității, au fost bătuți de aceia pe care i-au trimis, care îi trimiseseră. Nu. Și... iertați-mă că vă spun, eram exact acolo, eram vis-a-vis, stăteam și eram corespondent RFI, deci au fost scoși frumos și de miliție a doua zi. Nu, lăsați-mă, au fost bătuți acești reprezentanți că de ce s-au angajat să evacueze spațiul. A trecut și 12 iunie și văzând că nu se ține promisiunea pe care o făcuseră la acea discuție avută, petrecută la guvern, cu avizul procurorului general Gheorghe Robu, la 13 iunie dimineața, forțele de ordine, miliție, jandarmerie au evacuat în forță spațiul respectiv, arestând 262 de ocupanți, de persoane care mai se aflau acolo, cu corturi, cu toată povestea aceea. În jurul orelor 14 a urmat o reacție și s-au petrecut acele evenimente pe care nimeni nu vrea să le elucideze și de-aia se omite ziua de 13 și se vorbește numai de 14-15, respectiv Mineriada. Adică
au apărut grupuri foarte bine organizate, antrenând de asemenea tot felul de tineri și de amatori de dezordin care au atacat instituțiile statului. Domnul și Voican, la 14, ora 14 a început această mișcare unde violentă. Unde nu erau vizibili. Dar nu, asta este teoria care a nu fost dezvoltată. Nu e teoria, uitați-vă pe filmări. Păi nu, n-am ce să mă uit pe filmări. Eram reporter pe stradă și da. Nu erau frecvente aceste manifestări la vremea. Deci cine a atacat atunci Ministerul de Interne, Poliția Capitalei și Televiziunea principal? Deci o bandă organizată, benzi organizate de Maria Munteanu sau de cine nu. Care Maria organizau? Munteanu cine vroia să ia coposul, Rațiu? Cine vroia să ia puterea înapoi? Scenariu care nu-i viabil, știți bine. Eu nu știu dacă vrea cineva să ia puterea, dar vrea să creeze o destabilizare și o atmosferă absolut incontrolabilă pentru a împiedica deschiderea Parlamentului în 14 iunie. Ce reprezenta deschiderea Parlamentului? Reprezenta legitimarea rezultatului alegerilor. Adică, până în atunci guvernul era provizoriu, rezultat prin actul arbitrar al Revoluției. Acum, electoratul s-a exprimat prin vot și un vot zdrobitor, 67% pentru FSN, 83% pentru președintele Iliescu și Parlamentul urma să pună în funcțiune instituții legale rezultate. Și aveați impresia că studenții din piață sau adunăturile de care vorbeați adineaori puneau ordinea democratică în pericol atunci? Nu, studenții. Dar minerii au curățit alături de forțele de ordine cu bâte și cu topoare, cu mare grijă, piața universitară. Nu, vă înșelați. Piața universității a fost golită în 13 dimineața, mai și mult. Și după aia au continuat ca să nu cumva să rămână elementele și curățirea universității și distrugerea calculatoarelor și toate fenomenele pe care le știm, toporul pe Marian Munteanu și așa mai departe, pe 14. Scena aceea cu Marian Munteanu este falsă, e altcineva care i-a bătut foarte violent. Marian Munteanu a fost lovit în alte împrejurări, dar a fost o teroare în București, despre asta vorbim. A fost o teroare cu mineri care băteau cu sârguință tot ce purta, dar nu plete, băteau ochelari, da, așa blugi, că nu e bine. Că nu dădea bine, erau intelectuali periculoși. Eu vorbesc de ziua de 13, când nu era picior de miner în București. Și ați răspuns la o tentativă de lovitură de stat, asta îmi spuneți acum? Nu, n-a fost o tentativă de lovitură de stat, deși puteam să ne închipuim și asta. Au fost niște atacuri. Cine să fie? Americanii cu coposul, francezii cu Rațiu? Nu. Au fost niște organizatori care au avut grupuri. Asta trebuia să lămurească justiția. Cine se face vinovat de aceste atacuri? Și în urma acestor atacuri, noi ați putut identifica atunci? Când aveați puterea în mână liniștit și care ați stat atâția ani acolo. Imediat s-a făcut o comisie parlamentară de anchetă, dar niciodată nu s-a insistat pe descoperirea autorilor acestor atacuri, care n-au fost o joacă, au fost foarte serioase, în condițiile în care poliția s-a debandat, pentru că, pe de-o parte, era înarmată fără muniție, și al doilea rând avea complexul miliției din decembrie și nu vreau să se vadă în haine vărgate cum i-au văzut pe foștii comandanți ai poliției. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, miliția era extrem de absentă. A fost absentă. Pentru a restabili ordinea și atenție, s-a incendiat studioul de filme de lângă Ministerul de Interne. Două etaje din Ministerul de Interne au fost ocupate. Să vă pun o întrebare globală. Vă era frică că pierdeți în stradă puterea pe care o câștigaseți în urne? Era o situație confuză. Lucrurile ne-au luat prin surprindere și parașutiștii... parașutiștii au intervenit în seara zilei de 13 și până la orele 23 au restabilit total ordinea. Și atunci, adică toate grupurile insurgente, să le numim așa, au fost pulberate cu ocazia asta. Și atunci, au murit patru oameni. Și ce mai rămâne acei patru morți?
Asta nu e de neînțeles. Deci dacă totul era sub control 13 seara, de ce au fost scenele de oroare și teroarea pentru care erau în oraș? Minerii... Era palpabilă. De ce cu asta reporterul vorbește? Minerii deja se puseseră în mișcare și, atenție, s-au pus în mișcare spontan înainte de închiderea televiziunii decisă de Răzvan Teodorescu, că s-a spus mult că întreruperea transmisiei televizate a generat venirea minerilor. Și când au ajuns minerii în dimineața de 14 iunie, situația era deja complet sub control în București. Și atunci... Și minerii n-au combătut ocupanții pieții universității, n-au combătut pe nimeni. Au bătut toată lumea pe care au găsit-o pe stradă, exact, inclusiv cei care erau în zona universității, dar nu erau, pentru că ei alții deci erau... Asta, de faptele astea vorbim, arestați. Dar de faptele astea vorbim. Asta nu trebuie să cercetate și exact. Justiție nu trebuie făcută după 25. Da, sigur că da, dar s-au făcut imediat după aceea. Aici sunteți în eroare. Că se creează aparența că acum se începe lămurirea aceasta. În epoca s-a vorbit... faptele în epoca respectivă, în epoca respectivă s-a vorbit de 6 morți și... generalul Dan Voinea, procuror militar, a redus la 4 și la 3 răniți prin împușcare și restul de câteva sute spre 1000 sunt răniți, molestați de către mineri în noaptea de 13 spre 14, dar v-am spus până în practic până în ora 23 în 13. Ok, și atunci se înțelege o secundă. Se instaurase ordinea cu prețul acestor morți. Bilanț provizoriu. Emisiune realizată de Nicola Don. Ugelu Voican Voiculescu refacem evenimentele din 13, 14 și 15 iunie 1990. S-a stabilit ordinea cu prețul acestor morți și atunci, repet, ce mai era de făcut pentru mineri pe 14 și pe 15? Păi nu mai era nimic de făcut, dar păi și atunci ei erau de ce deja... De ce i-ați erau lăsat? Deja în drum. Cu ce puteam? Cum puteam să îi împiedicăm în condițiile în care nu dispuneam deci de poliție? Erați la putere, cum să nu? Cum nu puteați? Deci lăsați niște hoarde, nici nu știu cum să spune bine, pe românește, hoarde incontrolabile care au făcut legea într-o capitală europeană timp de 2 zile, o teroare indescriptibilă. Singurii care au scăpat nebătuți au fost, cred, jurnaliștii occidentali, fac parte dintre ei, dar n-a fost ușor totdeauna, că mai fugi și noi de ei. Și eu mă plimbam atunci cu Arnaud Bizot de la Parimaci, știu, pe care l-am dus la Măgurele cu aprobarea unui procuror Comșa pentru a vedea că la Măgurele nu sunt studenți arestați, ci sunt această pegră. Dar Arnaud Bizot care a relatat ce a relatat toată presa occidentală. Exact despre ce vorbim acum. Deci, de ce a durat 2 zile toată această teroare? Care e scopul? Vă întreb, ați vrut să înfricoșați populația, să învățați minte, dar nu să aveam, nu mai să gândească, să mai gândească la protest vreodată? Nu aveam practic, nu aveam practic cu ce să intervenim. Și soluția ca să scăpăm de mineri a fost în ziua de 15, când le-a mulțumit domnul Iliescu că pleacă, de fapt, asta a fost soluția? Da, și nu putea să înjure sau să s-a dat zvonul. E o răsturnare de perspectivă 180. S-a dat zvonul că Iliescu le va vorbi la Romexpo și inițial era vorba să le vorbească Iliescu și Petre Roman. În ultimul moment, la ieșire, eram de față, Petre Roman a spus să facem diviziunea muncii, eu mă duc la conferința de presă cu jurnaliștii străini, tu te duci la Romexpo, pentru că urmau amândoi să fie și la conferința de presă și la Romexpo. Atrași ca un magnet de faptul că Iliescu le va vorbi, majoritatea s-au adunat la Romexpo. Le-a mulțumit în termenii cunoscuți și le-a propus să plece și au fost evacuați de la gara Băneasa, fosta gară regală. Au mai rămas în București mineri răzleți care au fost strânși cu binișorul și duși într-o cazarmă, în special de prin pădurea Băneasa, dacă mai țineți minte. Poftiți? În special de prin pădurea Băneasa. Da, și au fost echipați cu salopete și bocanci, li s-a dat și periuțe de dinți, li s-a dat hrană și în următoarele zile au fost trimeși înapoi în Valea Jiului. Aceștia au fost practic sechestrați în unitatea militară. Deci toate speculațiile că am fi intenționat să facem o poliție paralelă. Cine, de unde, sub îndrumarea cui,
au funcționat acești mineri timp de două zile în capitală. Sediul general, îmi permit să vă reamintesc, eram acolo fiind la Hotel Intercontinental, unde erau niște Miron Cosma. Era Miron Cosma și erau și niște mineri foarte bine îmbrăcați, cu haine foarte curate de mineri și cu mâini foarte albe. Cine erau acești domni? Nu pot să vă spun și trebuie să admiteți că eram într-un moment de tranziție, adică fostul guvern provizoriu, din care numeroși eram aleși în nou parlament. Deci a fost eram în teamă politică. Eram în plină lichidare, se strângeau arhivele, ne preocupau sediile la Senat, birourile și așa mai departe, și ne-a prins în acest interreg. Era un guvern sortant care trebuia să înceteze pe 14 iunie și urma să fie investit un nou guvern. E foarte interesantă precizarea asta care o faceți de la începutul emisiunii, pentru că îmi dă senzația unui sentiment de șubrezime, de fragilitate pe care l-aveați în momentul respectiv, da, acum 25 de ani, dar care nu reieșea din nimic în analiza și în comportamentul puterii cotidiene de pe vremea aceea și nici populația nu o simțea. Aveam un mare sentiment de fragilitate. Deci, a fost frică că pierdeți puterea. Aveam un mare sentiment de fragilitate. Și credeți că e un argument credibil ăsta? Da. Pentru că, de unde venea această fragilitate? Din lipsa noastră de experiență și din faptul că moștenisem vechea miliție care am transformat-o în poliție. Ceaușescu, care nu mai era, cine să reia puterea? Apoi să ne gândim logic, era frică de ce și de cine. Nu este vorba de luarea puterii, ci de împiedicarea deschiderii Parlamentului, care însemna intrarea în legalitate și în normalitate și legitimarea rezultatului alegerilor, care a fost singura țară în care câștigase stânga, ceea ce n-a convenit nici Occidentului, nici Uniunii Sovietice. Și vă atrag atenția că lucrurile astea nu pot fi probleme. Asta noastră, singurică și originală, haideți. Da. Nu cred că asta analizează dumneavoastră. Numai la noi au ieșit stânga cu asemenea rezultate. În rest, toate țările celelalte câștigase dreapta la noile alegeri care au avut loc după schimbare din 89. Și au fost prezențe un colonel de la DST, erau serviciile secrete franceze. Generalul Marcașov, specialist în lupte de stradă, venit de la Chișinău, și celebru consilier american Nicholson, care pe urmă a fost condamnat ca prosovietic. E, prezența acestor oameni, e greu de demonstrat că au lăsat urme, dar vă pot spune ca un detaliu că la atacul asupra televiziunii au năvălit acești oameni fără căpătâi și tineri debusolați, care au ajuns până la etajul 11 și au vrut să-l arunce pe Răzvan Teodorescu de la etaj, dar în schimb jos, un grup compact, foarte bine organizat, nu mai mult de 10-12 persoane, care cunoștea locurile, a distrus tot ce a putut întâlni și a devastat tot ce era acolo, mai ales arhiva de casete filmate din parterul televiziunii în etajul. Acei oameni au venit în masa insurgenților, au făcut treaba asta și au dispărut. Și la minerii care au distrus tot ce era în universitate au făcut-o prin compensație sau cum? S-au bătut benzi rivale? N-am înțeles. Că, încă o dată, deci insurgenții nu erau vizibili deloc. E posibil. Minerii erau atotputernici și extrem de vizibili. Între ei erau infiltrat, cum spuneți, dar nu de către noi. Noi nu aveam inițiative de genul ăsta ca să... Gândiți-vă de unde improvizam în momentul ăla costumații de mineri și așa mai departe. Toate lucrurile astea ne-au luat prin surprindere. Și rezultatul n-a fost cel scontat, că Parlamentul s-a deschis pe 28 iunie și s-a intrat în dar cu un prejudiciu uriaș de imagine în lume. O să revenim și la imagine. Și Că nu vi se pare credibilă venirea minerilor. Trebuie să privim... Mi se pare extrem de credibil. Venirea spontană. A, spontană în niciun caz. Trebuie să vă... Dar dumneavoastră vi se pare în toate trenurile alea bine organizate? Da. Spontan? Da. Și vă spun de ce. Și ce au pe acarul miner? Există un dispecerat, CFR special mineri? Minerii spontan sunt un corp profesional care nu vine la comandă. Sunt oameni
foarte disciplinați, foarte bine organizați, trăiesc în conștiința pericolului prin natura muncii lor. Trebuie să înțelegeți însă că minerii, prin greva din 1977, din august 1977, se considerau precursorii revoluției și aveau acest... în întregime Valea Jiului. Mai mult, prin faptul că noi, din primele zile după Revoluție, cam prin ianuarie, le-am redat toate drepturile, ei se considerau datori față de noi și aveau un sentiment de responsabilitate. Și, urmăriți precedentele, la 29 ianuarie, după scena din 28 ianuarie, când Cornelu Coposu a forțat demisia lui Iliescu și celebra transmisă în direct cu Sula în coastă, că ce faceți, ne băgați Sula în coastă, au venit nechemați de nimeni și cu Chiucuvai, Petre Roman l-a scos într-un tab pe Cornelu Coposu din sediul din Rosetti. Da. Au plecat. Deja noi învățasem lecția, pentru că n-a făcut deloc bună impresie această prezență, tot în mediul occidental. Acolo, și atunci, pentru noi, este o lecție pe care am spus-o, cum să vă spun, nu știam cum să îi evităm. Da. Urmăriți-mă. Cum răspundeți pe 18 celor care, februarie... O secundă, vă întrerup o secundă, că da. Știu de ce o fac. Cum răspundeți celor care vă spun că v-ați refolosit de ei în septembrie 91, tocmai ca să scăpați de Petre Roman, care era în fruntea guvernului? Acum... Tot minerii l-au dat jos, da? Este alt context atunci. E altă mineria, de adevărat. Nu noi ne-am folosit. Minerii au fost din nou un instrument. Minerii au venit și în 99, au mai venit, și în 2000, au fost 6, da. Și au traversat dealuri cu hărți topografice foarte bine, bine gândite. Gândite și s-a dovedit din anchetele făcute în timpul președintelui Constantinescu că nu Partidul Social-Democrat, între timp PSDR, cum îi zicea, a fost la baza acestei organizări. Da. Și de asemenea plutește un semn de întrebare, cine i-a mânat pe acești mineri în ultimele două incursiuni asupra Bucureștiului, stopate la Stonești și la Costești, dar și așa mai departe. Vă reamintesc ce vă spuneam în 91 atunci, în momentul în care am intervievat pentru aceeași Radio France International un miner care făcea la sediul guvernului, deci dădea, încercuise clădirea ca să fie sigur că nu intră nimeni altcineva și unde să bătea liniștit în piață și l-am întrebat ce gândește despre mineri și s-a bâlbâit și mi-a spus, am banda și acum așa a făcut deliciu multora, ei sunt niște mineri, pauză, foarte bine gândiți. De cine? Și cine era? Un civil care... Era un miner care stătea de strajă în momentul în care minerii au venit, știți că a început o discuție în 91 cu Petre Roman, după aia nu... s-a mai putut discuta după părerea cu Petre Roman, ci da, în ce moment a fost demisionat? Septembrie 91. Bun. Deocamdată suntem înainte de faza asta și asta pentru că nu vreau să refacem totul, de asta vreau să vă spun. Nici eu nu vreau să refacem, minerii au o brațul armat al puterii. Aduceți, nu e deranjant pentru o putere democratică? Nu este adevărat. Și permiteți-mi să continui șirul întrerupt. Pentru că dumneavoastră îmi citați aspecte individuale, care pe asta vreau să vă spun. Vreau să dau puțină lejeritate dezbaterii. În 18 februarie a fost acel atac, de asemenea neelucidat de nimeni, asupra guvernului. Duminică 18 februarie, când s-a devastat guvernul, s-au dat cu sticle incendiare și așa eu era să fiu aruncat de la balcon. În rest, Petre Roman nu era în țară, președintele Iliescu era la munte și așa mai departe. Pe 19 februarie aflăm că minerii iarăși vor să năvălească în București. Și atunci am luat un helicopter și împreună cu reprezentanța întregului spectru politic, Radu Ciuceanu, Virgil Vâță, Cazimir Ionescu, Florin Bădinici, am zburat acolo. Am oprit în Petroșan 20.000 de mineri să vină înspre București. Dar două garnituri deja plecaseră. Când eram deasupra Petroșanului, le-am văzut din helicopter cum... Se îndreptau spre București. Ne-am întors înaintea lor în București și seara minerii au ajuns în Piața Victoriei. Am primit o delegație a lor, de față cu reprezentanța ai tuturor partidelor au fost niște discuții aprinse și
cu duhul blândeții i-am convins să plece așa cum au venit. Și s-au retras la gara de nord, secondați de poliție pe flancuri și nu s-a întâmplat niciun incident. De ce vă evoc asta? Că deja pentru noi, minerii, ne temeam ca de dracu, pentru că ne strică imaginea. Și acest moment din 19 februarie este o dovadă că nu agream venirea minerilor și n-aveam nevoie de ea. E bine, pentru că la fel, în 18 februarie se restabilise deja ordinea. În mod abuziv s-a spus că eu am zburat atunci ca să aduc minerii. Haideți să... Ba mai mult, s-a spus că în 13 iunie am zburat, adică s-au intervertit aceste lucruri. La fel, în 14-15 iunie, minerii au venit în urma celor întâmplate în 13 iunie din același sentiment de solidaritate. Am ba mai înțeles. Mult, credeți, ba mai mult. Vă întreb, ba mai spus, mult. Trebuie să vă întreb că nu putem să facem toată emisiunea pe această temă. Vreau să vă întreb numai dacă credeți că aceste explicații pe care le dați acum la microfonul RFI va trebui să le dați vreodată într-o sală de judecat. Bineînțeles, le-am dat și la comisia de anchetă. Acum, în urma acestei proceduri inițiate joi, credeți că va merge până la capăt și că va fi un proces? Probabil că da. Dar normal ar fi ca cercetarea penală să se concentreze pe început. Ce a provocat venirea minerilor? 13 iunie. Cine este responsabil? Cine sunt autorii atacurilor pe instituțiile statului? Și mai spun un aspect. După 1977, minerii au fost infiltrați cu circa 400 de ofițeri de securitate. Unii lucrând ca acoperiți chiar în subteran, cot la cot cu ei. Cum în 13 iunie, când în 13 iunie forțele comuniste revanșarde de asemenea nu doreau intrarea în legalitate, nu este exclus ca acești ofițeri de securitate, iar Cămărășescu era cu ei în 14 iunie, să-i fi determinat să vină, dar într-un mod obscur. Bilanț provizoriu. Emisiune realizată de Nicola Don. Vorbeam în jingle cu domnul, în timpul jingle-ului cu domnul Gelu Voican Voiculescu, invitatul de azi, că trebuie să tăiem puțin argumentarea. Nu pot să nu vorbesc cu asta. Sunt foarte multe teme, nu o să putem să le abordăm. Sigur. Restul actualității zi săptămânii. Aș vrea să vă întreb numai sentimentul noastră despre clasarea dosarului Revoluției, care este încă temporară. Acest dosar a fost redeschis, a fost deschis inițial prin 90. Da, haideți să nu mai facem toată polologia juridică, nu are niciun fel de toată, nu are niciun fel de justificare ultimă, juridică ultima închidere. O revoluție nu se dă în judecată. Să dau fapt. Eram într-o, faptele au fost soluționate. Au fost condamnări, toți cei responsabili de morți au fost condamnați. Și v-am promis că vă voi trimite o situație cu acest aspect. Vă deci, rog, mi se pare firească această renunțare la continuarea instrumentării dosarului respectiv. Alt subiect. Am să vă pun, o să-mi permit totuși, pentru că ne cunoaștem de multă vreme, desigur, să vă pun o întrebare personală. Nu sunteți obligați să răspundeți singuri, sigur, dar mi-am pus o mie acum 25 de ani, perioada evocată, când ne-am cunoscut în decembrie 89 și vă intervieveam prima oară tot pentru Radio France International. Erați atunci omul care, din punct de vedere cultural, educațional, cel al istoriei familiale, fundamental, structural, nu aveați absolut nimic de-a face cu niciunul dintre liderii revoluționari a epocii. Nici nu-i cunoșteam. Exact. Sau nici nu-i cunoscusem până întreb, în 22. Asta era teoria publică, cea a dumneavoastră, explicată. Sunt alții care contestă această teorie. Pe mine mă interesează aștept altceva. Aștept să probeze, că știți cum fără, e. Vreau să, nu vreau probe. Pe mine mă interesează altceva. Dacă acum nu vă deranjează faptul că un sfert de secol după sunteți asociat la nivel de imagine și de percepție cu toată această perioadă care rămâne tulbure, opacă și, să fim sinceri, foarte puțin glorioasă, da? Sunteți asociat acestei perioade alături de Ion Iliescu, Petre nu mă Roman, deranjează, Dan Iosif, că... Cazimir Onescu, Miron Cosma? Da. Miron Cosma a fost un figurant în mineriada 14-15 iunie, a treia,
că le numerotăm ca pe dinastii. El de-abia după aceea a devenit un lider proeminent și a venit în 91, ceea ce evocați dumneavoastră. Abia atunci a fost vârful mișcării minerilor. Acum nu mai e vârf, e victimă acum. Atunci... Bine. Așa ne explică. Știm. Nu. Acum, faptul că a fost lângă Iliescu atunci când le-am mulțumit... Nu, dar dumneavoastră vorbim, strict da, personal. De mine. Nu mă deranjează, pentru că, vă repet și o voi susține în orice instanță, nu noi suntem vinovați de venirea minerilor. Această acuză ni s-a pus în cârcă pentru a ne compromite și a fost utilizată în lupta politică de forțele de opoziție care pierduseră la un scor zdrobitor și care, sigur, în cadrul luptei politice foloseau orice fel de argumente împotriva noastră. Deci, printr-o manipulare de presă, de mass media, s-a creat această reprezentare că noi suntem solidari cu minerii și noi nu avem nevoie de mineri. Și v-am demonstrat că și în ianuarie și în februarie nu erau bineveniți și ne-au costat. Niciun caz, când eram în gloria puterii, când câștigasem cum câștigasem, n-aveam de ce să organizăm dezordin și să destabilizăm ca situația. Ca să învățați minte populația înainte... să nu cumva să mai protesteze, poate. Poftiți? Ca să învățați minte populația să nu mai dar protesteze. Dar de ce să învățăm minte când noi nu eu știam... Eu vă spun, era sentimentul general ceea ce se auzea în piață și e legitimă întrebarea. De ce aveți nevoie? Asta n-a înțeles nimeni. Vă mulțumesc că aduceți acest dar argument. Nu, e între, dar potriva e greu de înțeles. Este împotriva oricărei logici politice. Când câștigi cu asemenea rezultate, nu ai interes să destabilizezi și nici să intimidezi opoziția, pentru că opoziția este necesară în democrație. Și de aceea noi chiar am întărit-o. În momentul când au început atacurile asupra instituțiilor statului în 13, eram într-o ședință de grup senatorial și hotărâsem cu generozitate să acordăm funcții de conducere în Senat reprezentanților opoziției mai mult decât ar fi prevăzut-o păcat procentajele. Și le-am dat 2-3 funcții de vicepreședință ai Senatului, tocmai pentru că vroiam să echilibrăm raportul dintre opoziție și putere. S-a ratat și momentul și percepția. Vreau să termin misiunea totuși de o manieră clasică. Știu că trecerea e abruptă, dar și asta face parte din șarmul emisiunii. Terminăm cu chestionarul lui Bernard Pivot, da? Nu vă fac insulta. Da, da, da. Să precizez Bouillon cine de culture. Bouillon de culture. De obicei îl adaptez, de data asta nu îl adaptez, având în vedere francofilia și francofonia dumneavoastră. Întrebându-vă prima din cele 10 întrebări, care este cuvântul preferat al dumneavoastră? Cuvântul meu preferat? Mm-hmm. Ordine. Cuvântul detestat? Hingir. Drogul favorit? Mă rog, sau... Muzica. Sunetul sau zgomotul îndrăgit? Poftiți? Sunetul sau zgomotul, tot muzica, deci haideți să precizăm atunci ce muzică. Nu, muzica nu e un zgomot. Zgomotul preferat sunetul, nu, zgomotul, este că muzica sunetul valurilor. A, deci, nuanță. Cel detestat? Scrâșnetele tacâmurilor pe o farfurie. Înjurătura sau blestemul favorit? Cu puncte de rigoare, dar toată lumea va înțelege. În general, înjurăturile mi le reprim, dar cea care îmi vine în gând este legată de, cum să vă spun, clasica formulă românească de evocare a originii. Cred că toată lumea a înțeles, repet, un bărbat sau o femeie pe care l-ați pune pe o nouă bancnotă. Pe o nouă bancnotă, pe, nu știu, o nouă bancnotă de 100 de lei. Ce portret? Albert Schweitzer. De ce? Pentru că a fost o conștiință și pentru că a militat pentru omenie. Ce meserie nu ați fi vrut să faceți nici în ruptul capului? Economist. În ce ați vrea să vă reîncarnați? Nu cred în reîncarnare, e o imposibilitate și o absurditate.
Dacă Dumnezeu există, ce ați vrea să vă spună după moarte? Bine ai venit! Mulțumesc că a fost bilanțul provizoriu al săptămânii semnat Gelu Voican Voiculescu. Weekend plăcut tuturor, vă doresc, vă aștept bineînțeles sâmbăta viitoare, ora 10:10 aici la RFI. Mersi, la revedere! Bilanț provizoriu, emisiune realizată de Nicola Donu.